UE va dubla cota de export a produselor agricole din Moldova și acest lucru ar urma să se întâmple până la semnarea acordului de asociere. Anunțul a fost făcut de comisarul european pentru agricultură, Dacian Cioloș, aflat într-o vizită în țara noastră, alături de Cecilia Malmström, comisarul european pentru afaceri interne. Oficialul european a mai spus că UE va acorda Moldovei 120 de milioane de euro pentru modernizarea agriculturii și dezvoltarea rurală. După semnarea acordului de liber schimb, produsele moldovenești nu vor pierde teren în fața celor europene. Comisarul european pentru agricultură, Dacian Cioloș, a explicat că acest acord se referă și la un program de asistență financiară care să susțină agricultura. Acest acord de asociere nu vine doar cu partea, cu componenta comercială de liber schimb, care va crea în timp oportunități sectorului agroalimentar din Republica Moldova pe piața europeană, dar vine și cu un program de asistență financiară pentru ca autoritățile publice din Republica Moldova, pentru ca agricultorii să poată să beneficieze prin investiții, prin formare, prin promovare de aceste oportunități ale acordului de liber schimb. După semnarea acordului de asociere cu UE, Moldova va fi asistată de magistrații europeni care vor ajuta la elaborarea și punerea în practică a reformelor necesare alinierii la politicile europene. Ne va ajuta foarte mult în acest obiectiv și pe imperativ de reforma justiției, de reforma procuraturii, obiectiv care, din păcate, întâlnește o rezistență destul de mare din partea sistemului. În Moldova, corupția chiar este o problemă și dorim să împărtășim cu voi experiența noastră în domeniul combaterii fenomenului. Prima tranșă de 64 de milioane de euro din cele 120 va fi în gestiunea Moldovei din luna iulie. Școlile cu predare în limba română din nou în vizorul așa numitelor autorități de la Tiraspol. Profesorii de la Liceul Mihai Eminescu din Corjovo au fost informați că vor plăti pentru întreținere conform tarifelor stabilite de Chișinău, care sunt de două ori mai mari decât cele aplicate în regiune. Șeful biroului pentru reintegrare spune că subiectul va fi inclus pe ordinea de zi a negocierilor în formatul 5+2. În luna aprilie anul trecut, aceeași abordare a fost aplicată și în cazul polițiștilor moldoveni care activează în zona de securitate. Tarifele pentru servicii comunale pe malul stâng al Nistrului sunt de câteva ori mai mici decât cele stabilite la Chișinău. Astfel, pentru un metru cub de apă, locuitorii regiunii transnistrene plătesc aproape 6 lei, cu tot cu servicii de canalizare. Deputatul comunist Marc Tkaciuc a anunțat în debutul ședinței parlamentare din 23 mai că și-a depus mandatul de deputat. Informația a fost făcută publică de speakerul Igor Corman. Vă aduc la cunoștință că în dimineața acestei zile a parvenit o cerere în care sunt anunțat că începând cu ziua de azi, 23 mai, își depune mandatul de deputat domnul Marc Tkaciuc. Liderul PCRM Vladimir Voronin imediat a reacționat la anunțul făcut de Corman. Aș dori ca așa să precedeze și toți acei trădători care au plecat din fracțiunea noastră. Acesta este un exemplu care trebuie de urmat. Menționăm că Tkaciuc este cel de-al nouălea deputat care părăsește fracțiunea parlamentară a PCRM. După alegerile din 28 noiembrie 2010, PCRM a obținut 42 de mandate. În urma plecărilor deputaților, fracțiunea a rămas cu 34 de mandate. Șefii statelor majore ale forțelor armate din țările membre NATO au discutat timp de două zile despre posibile scenarii în Transnistria și Republica Moldova. Despre aceasta a anunțat comandantul forțelor întrunite din Europa, generalul american Philip Pridlov, scrie newsru.ua. Potrivit oficialului, unele dintre scenariile care s-au aplicat în Crimea au început să fie reluate și în estul Ucrainei, unele în Transnistria și Republica Moldova. Generalul a subliniat că NATO urmărește cu mare atenție situația din regiune și este îngrijorată că unele dintre scenariile care au fost aplicate anterior în regiunile din Ucraina se vor desfășura în regiunea transnistreană. Amintim că Republica Moldova nu este membru NATO. Ea participă la programul NATO Parteneriat pentru Pace din 1994. Corpurile neînsuflețite ale moldovenilor care au murit în urma accidentului feroviar din Rusia au fost aduse acasă. Ministerul pentru Situații Excepționale a Rusiei a pus la dispoziție un avion pentru transportarea celor decedați. Psihologii din cadrul Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale au acordat asistență psihologică tuturor celor care au avut nevoie. Potrivit unei ipoteze preliminare ale anchetatorilor ruși, accidentul s-a produs din cauza unor defecțiuni ale șinelor, deoarece lucrările de reparație ale șinelor au fost efectuate cu multiple încălcări. În același timp, autoritățile ruse au reținut deja un suspect în acest caz.
O grupare de 15 persoane a nimerit pe mâna poliției. 13 membri sunt în arest pentru comercializarea drogurilor. De asemenea, au fost confiscate circa 100 de grame de heroină, 800 de grame de marihuană, peste 40 de telefoane mobile, sume bănești și diferite suporturi electronice. Acțiunile sunt rezultatul unei operațiuni desfășurate de ofițerii antidrog din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, care au documentat cazul mai mult de jumătate de an. Astfel, la data de 7 și 8 februarie, curent, în urma unor măsuri de investigații, ofițerii antidrog au reținut în flagrant 5 persoane. Aceștia au vârsta cuprinsă între 28 și 48 de ani și sunt locuitori ai Chișinăului. În urma percheziției, în locuința lor și în automobilele personale au fost depistate 22 de grame de heroină, 800 de grame de hidropon, peste 44.000 de lei și 6 telefoane mobile și cartele SIM. La 18 martie au fost reținuți încă 2 membri ai grupării. Din locuința suspecților au fost ridicate 3 grame de heroină și mai multe telefoane mobile. În urma mai multor percheziții au fost depistate mijloace bănești în sumă de 17.000 de lei, inclusiv și banii marcați, 1.450 de euro, 200 de dolari americani, 20 de grame de heroină și 10 grame de hidropon, preparate medicamentoase cu conținut psihotrop, aproximativ 30 de seringi și telefoane mobile. Suspecții sunt cercetați. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 15 ani de închisoare. Transporta ilegal marfă de peste 80.000 de lei. Este vorba despre un tânăr de 26 de ani din capitală. Acesta a fost reținut la intrarea în Chișinău și a declarat că venea din raionul Hâncești. Marfa urma să fie realizată în magazinele și piețele din Chișinău. În mașina tânărului, polițiștii au depistat 800 de bani de burete izolatoare, peste 3.000 de sticle cu soluție chimică pentru curățare și nimicirea insectelor, precum și 945 de cutii de cremă pentru pantofi. Suspectul nu a putut prezenta niciun act de proveniență sau de calitatea mărfii. Întregul lot a fost confiscat, iar tânărul riscă o amendă de 3.000 de lei. Farmaciile din țară au activat pe parcursul anului 2013 cu diverse încălcări. Agenția Medicamentului a depistat peste 500 de abateri. Aproape o jumătate dintre acestea se referă la lipsa pe ambalajele medicamentelor a instrucțiunilor în limba de stat. De asemenea, farmaceștii nu au respectat regulile de comercializare a medicamentelor. Aproape 80 de abateri țin de normele de păstrare a preparatelor medicamentoase și în jur de 60 vizează cele de eliberare a substanțelor psihotrope. Au fost întocmite peste 300 de procese verbale. Anul trecut, Agenția Medicamentului a examinat și 144 de petiții din partea consumatorilor. Elevii de la instituțiile de învățământ din Rezina au fost informați de colaboratorii Inspectoratului de Poliție despre campania Un copil informat, un copil protejat, ce are scopul de a asigura securitatea personală, diminuarea violenței între semeni în mediul familiei și a victimizării copiilor în perioada estivală. Acțiunea socială a fost lansată de Ministerul Afacerilor Interne. Aș solicita ca părinții să nu admită lăsarea copiilor fără supraveghere, deoarece orice copil de firea sa nu este precaut tot timpul de acțiunile pe care le face zilnic, dat fiind faptul că nu tot timpul se gândește la pașii următori. Din acest context, la fiecare întrunire, la fiecare adunare cu adulții, ținem să menționăm și să le aducem la aminte că personal sunt responsabili de pașii care comit copiii. Și aici ce ține de copii, țin să le menționez că în primul și în primul rând să nu se comporte agresiv, brutal sau incorrect cu adulții. Să fie mai ascultători, să nu plece de sine stătător la bazinele acvatice, cum ar fi Iazurile sau Râul Nistru. Să nu lase în primejdie seminisei, să nu admită traumatizarea, lovituri sau alte acțiuni de violență asupra celor mai mici sau persoanelor în etate care se află în neputință de a se apăra. Totodată, la acțiuni incorrecte, aduce consumul abuziv de alcool, de tutun sau alte substanțe psihotrope. Elevii claselor primare au fost destul de curioși, dar și informați despre unele reguli de comportare în societate. Dacă mă aflu în stradă, ori singură acasă, nu deschid ușa nimănui, nu vorbesc cu oameni necunoscuți, nu iau daruri de la persoane care nu le cunosc și nu
răspund la telefoane străine dacă sunt telefonate. Dacă se apropie cineva necunoscut de mine, să-mi iau telefonul și să sun la poliție. Dar dacă nu am telefonul, să mă îndepărtez ușor de el, ca să nu cumva să mă iau într-un loc necunoscut. Violență pentru mine înseamnă când cineva mă tratează urât, îmi spune cuvinte urâte, începe a mă bate. Mă duc mai departe de un adult, vorbesc cu el că să creadă că e fratele, mama, tata. Violență înseamnă când cineva face ca un om care e lângă dânsul să sufere și ori îl numește cuvinte urât, rele, cuvinte murdare, ori îl violează fizic și îl bate. Violența înseamnă când cineva te bate sau te numește cuvinte urâte. Dacă te obișnuiește cineva, trebuie să te adresezi la un om matur sau la părinți și la învățători. În caz că cineva te întâlnește pe drum și te numește cu cuvinte urâte, se bate joc pe seama ta, trebuie să ai telefonul lângă tine, să poți suna la telefonul de poliție, poliția să vină să găsească acel infractor și să-l pedepsească conform legii. În caz de ceva, trebuie să sunăm la poliție la numărul 902. Potrivit datelor Inspectoratului de Poliție din Rezina, actele de violență sunt cele mai frecvente, astfel fiind înregistrate circa 15 cazuri de violență între copii nepericuloase pentru sănătate. Într-un alt caz, din neglijența părinților, un copil de aproape un an a murit. Ina Komarovski, Alexandru Cebutar, de la Rezina pentru Elita TV. De către Inspectoratul de Poliție Suroca se caută cetățeanul Svetlinski Gheorghe Sergeianu, nașterea 1942, originar din orașul Glodeni, domiciliat în orașul Suroca pe strada Cernășevski 9. La data de 20 mai, aproximativ la ora 11, a plecat de acasă într-o direcție necunoscută și până în prezent locul aflării lui nu este cunoscut. Semnalmente, înălțime 1,77 m, păr cărunt, ochi de culoare verzi, barbă și mustăți scurte din cauza unei boli vorbește rău. Îmbrăcat în maio violet, plover sur albăstrui, pantaloni sportivi de culoare cafenii, încălțat în șlap de cauciuc de culoare sură. Care dispune de careva informații, rugăm să telefonați la 230-236-02, 696-52-840. Mai mulți reprezentanți Berz au întâlnit la Suroca cu administrația publică locală și cu șefii întreprinderilor Regia Apă Canal și Aqua Nord. La întrunire s-a discutat despre a doua etapă a proiectului, ce are ca scop aprovizionarea cu apă potabilă și canalizarea a zonei de nord a țării. Faza a doua a proiectului nostru are de fapt mai multe subetape mici. O etapă importantă este să evaluăm lista de investiții care va fi finanțată. Aici în raion avem investiții și la nivelul raionului și la nivelul Aqua Nordului. A doua etapă a proiectului este evaluarea problemelor de mediu și sociale. Și a treia etapă este să finalizăm discuțiile cu autoritățile locale pe soluția de parteneriat public-privat. Pentru că o etapă importantă a acestui proiect este să fie selectat un operator privat care va opera în toată zona de nord a Moldovei. Potrivit conducerii de la Suroca, acest proiect va rezolva una din cele mai strigente probleme ale raionului. Raionul Suroca, din cele aproape 9.000 de fântâni, practic 90% apa nu este potabilă. Deci este una din prioritățile noastre este totuși aprăznarea cu apa a locuitorilor. Avem un proiect deja făcut de cei de la Berd, în care sunt practic, vor fi aprăznate practic toate satele din raionul Suroca și nu numai din raionul Suroca. Pe lângă raionul Suroca, de acest proiect vor beneficia încă 5 raioane, Druchia, Florești, Sângerei, Tălenești și Bălți. Proiectul satului Rădulinii Vechi de acum este gata, este dat la verificare la inspecție de stat domnul Verstiuc. Așteptăm finanțări pentru a putea rezolva problema până la capăt. Este problema cea mai primordială, fiindcă astăzi când oamenii nu au apă în casă, nu au apă potabilă, este o problemă durută. De aceea vrem să grăbim și să urgentăm cu ceea ce putem. Astfel de ședințe vor mai fi organizate atât la Soroca cât și în celelalte raioane implicate în proiect. Potrivit reprezentanților de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, suma totală a proiectului este de circa 30 de milioane de euro.
Persoana din imagine a fost găsită de către pădurarul ocolului Silvic Soroca în sectorul Cosăuți. Incidentul s-a întâmplat pe 18 mai la ora 7:30. Din spusele pădurarului, persoana găsită era stresată, nu comunică cu nimeni, din acest motiv nu este posibil de stabilit identitatea. Cine dispune de careva informație este rugat să telefoneze la 902, prefix 230 23602, 680 34 634, 699 04 855.